A fost ultima ședință extraordinară a Consiliului Județean Olt pe anul 2020, scurtă și concretă, în care proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi au fost discutate rapid. Unul dintre consilierii județeni a depus emoționat jurământul pentru mandatul său. A fost o ultima ședință extraordinară, e adevărat. Ședința ordinară am ținut-o pe data de 17 decembrie. Am fost obligați să ținem această ședință deoarece treceau cele 15 zile pentru validarea unui nou consilier județean. Și atunci am ținut această ședință care, pe lângă validarea consiliului, a mai avut încă două puncte: constituirea autorității teritoriale de ordine publică și, de asemenea, o rectificare propria bugetului Consiliului Județean. La finalul ședinței, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a transmis și un mesaj oltenilor, dar și românilor, pentru următorul an. Tuturor românilor și în special locuitorilor județului Olt le urez să aibă un an mai bun decât acesta. A fost un an greu, încercat pentru toată lumea. Sperăm ca anul viitor să trecem de această perioadă grea de pandemie și, bineînțeles, să ne revenim și din punct de vedere economic și românii să trăiască mai bine.